Înmormântarea este una din slujbele bisericii, și din etapele vieții noastre, care este foarte încărcată cu foarte multe tradiții, multe obiceiuri. Și trebuie să spunem din capul locului că multe dintre ele nu au absolut nicio legătură cu viața Bisericii, cu creștinismul și cu viața de creștin. Sunt foarte multe obiceiuri care diferă de la o zonă la alta, de la o regiune la alta. Nu mai spun că diferă de la o țară la alta, foarte multe obiceiuri nu se regăsesc în anumite țări ortodoxe sau în anumite regiuni ortodoxe. Și oamenii se întreabă cum să ne raportăm atunci când participăm la mormântarea cuiva la aceste tradiții, la aceste obiceiuri. Întâi de toate, obiceiurile acestea trebuie rezolvate împreună cu preotul slujitor, care slujește la mormântare și care slujește toate rândurile legate de mormântare. Trebuie să-l rugăm și să ne informăm la el ce trebuie să facem, ce este strict necesar și ce este creștin sau creștinesc a face la înmormântare și la slujbele, la rândurile legate de înmormântare. El ne va spune că unele dintre obiceiuri nu au ce căuta în slujba înmormântării. Și atunci. Trebuie să rezistăm tentației și să nu cădem și să nu cedăm în fața obiceiurilor impuse de rude, de prieteni, de cei apropiați de comunitate, să spunem foarte clar care sunt rânduiele bisericești pe care le știm de la biserică, de la preoți, din rânduielile stabilite de biserică. De asemenea, trebuie să și noi să intuim ceea ce este creștin și ceea ce nu este creștin și să-l dăm la o parte, să le pădăm ceea ce nu este creștin. Pentru că nu obiceiurile, nu tradițiile, nu numărul colacilor, nu numărul vaselor ce sunt date de pomană, nu bomboanele de pe colivă, nu modul în care se pun lumânările, sau se atârnă prosoapele sau numărul prosoapelor sau altor, ca să nu dau idei, altor obiceiuri, tradiții, nu acelea ne mântuiesc. Ceea ce contribuie, ce participă la mântuirea sufletelor celor adormiți sunt, întâi de toate, Sfânta și Dumnezească Liturgie în care îi pomenim pe cei adormiți. Este cea mai importantă și lucrarea pe care trebuie, de care trebuie să ne ținem atâta timp cât trăim pe pământ, suntem aici pe pământ și pe care trebuie să o împlinim pentru cei ce au plecat. În al doilea rând, rugăciunile bisericii în cadrul rânduielii înmormântării și trebuie să vă spun că înmormântarea pentru mai mult de 10 secole, chiar mai mult decât primul mileniu, a fost considerată de Biserica Ortodoxă, de în Biserica Ortodoxă a fost considerată taină. O găsim între tainele enumerate pomenite de Sfântul Dionisie Reopagitul, pentru că este momentul prin care ne naștem, mormântarea este, dacă vreți, nașterea în Împărăția al Dumnezeu. Și evident, rugăciunile pe care le facem noi în mod particular, fiecare în viața noastră și, sigur, la care se adaugă milosteniile, milostenia, pe care trebuie putem să o facem în orice împrejurare, în orice context, în orice situație, în numele celor ce au trecut la Domnul. Dar nu obiceiurile. Cele mai multe dintre obiceiuri sunt chiar de sorginte păgână. Și trebuie abbandonate.